S-ar zice că în casa fetelor se cere totuși o riguroasă organizare în ceea ce privește curățenia după nemulțumirile ce apar din partea unora. Eu m-am săturat de cărat pahare și de spălat căni și pahare. Și nici pentru Laura nu este normal. Ea abia a venit în casă, stă și spală o chiuvetă de vase. Propun să se aplice sancțiuni. Amendă la fel. Dar uite acum că te pare. Păi de ce? Pentru că suntem foarte obișnuite să vină mamele să le adune, să le spele. Eu am avut un pahar. Dacă s-ar aplica frumos sancțiune, nu ar mai exista așa spun ceva. Ceva. Sunt și de la băieți. Nu conte, lasă băieții, că băieții sunt odată la nu știu cât timp. Astea scuze. Ce s-a întâmplat? M-a săturat să strâng. Bă, la un dacă moment dat există... strânge fiecare. Mirența săptămâni trebuie să ai atitudine. La noi așa a fost. Da. Fai de capul meu. Să vă ferească Dumnezeu să fiu mireasa săptămâni. Păi trebuie. La început aveam cine mai mult bun simț. Hai de, că pe bune. Nu, nu era atât. Nu știu care dintre noi lasă. Eu... de și eu dacă venea, și după gală, toate paharele alea au fost lăsate pe masă aia rotundă acolo în living. Vreau să nu le-a luat nimeni până nu m-am dus să le iau și să le spun. Da, sau mamele? Aș să te luăm mereu și după petreci și după orice, că faci. Eu repet, eu fac, dar la un moment dat mi se ia, pentru că... La fiecare dintre noi s-a luat până acum. Stabilim una și bună și gata, decât iar să stăm începem să portăm... discuțiile astea cu curățenia. O discuție de o să creadă lumea că pe bune suntem jegoase. Dacă am aveți zis ceva eu, de zis, bă, măcar simpliți-vă și asta zic în referire la toate, să ne simțim toate, să nu mai comentăm ca să apărem ca niște nesimțite la televizor și să ne simțim să strângem toate după noi. Acum sezonul ăsta este sezonul penibilității, pe bune, numai discuții din astea, frate, în loc să mai discuți despre, nu știu, o chestie, ce se întâmplă, discuți despre... Nu, sezonul depresiei și sezonul de penibilitate. V-am spus părerea mea referitor la baie de când am intrat în casă. Nu vreau să fiu băgată în subiectul baie. Simplu. Și eu am încheiat orice conversație, o să fac eu sus săptămâna asta și ne rotim cum am făcut până acum. Nu știu ce atam are tam-tam. Păi, fraților, eu spun doar atât. Fiecare să strângă, pentru că fiecare îi să ia să strângă după altcineva. Doar purtam o discuție ca să ne organizăm și mai bine. Și Laura a spus că, într-adevăr, anul trecut s-au aplicat sancțiuni și s-a făcut foame atunci când cineva nu a respectat un regulament clasic. Că ții cana după tine când pleci, îți speli farfuria și blatul când faci mâncare și plita și oalele și cuptorul. Nu lași cuptorul murdar sau mâncarea puiul în cuptor 3 zile. Atât, niște lucruri normale. Mărunte, da, și eu am menționat treaba asta, dar nu a făcut nimeni tam-tam. Păi atunci se vor aplica. Nu e tam-tam. Nu, ideea este în felul următor, că ne și place să discutăm despre niște chestii care ar putea fi rezolvate mult mai simplu, printr-o simplă organizare și atât, din partea tuturor. Despre asta e vorba. Păi și asta am făcut noi, ne-am organizat în așa fel încât să nu mai existe probleme de genul. Pe mine ce m-a deranjat este că eu nu am fost la discuții și pe eu mine nu m-a strigat nimeni. Nu știu că tu faci baie. Da, frate. A, da, că faci și baie. Și 5 minute nu se mai putea și păi să faci. Cine să nu te băgăm în subiectul cu baia. Cu baia, da, cu subiectul cu baia strict. Dar nu vorbeam despre baia, am vorbit la general despre toată curățenia și atât. Am discutat în mod general, nu s-a făcut niciun tam-tam, nu s-a arătat cu degetul către nimeni. Tam-tam s-a făcut mai mult. Nu mă interesează, doar că eu îmi premeditez anumite lucruri în care nu vreau să fiu implicată. Și atât. De-aia nu am spus că s-a arătat cu degetul către cineva. Eu m-am extras eu din subiect, că așa mi s-a părut normal și să acum ai venit și ai făcut tam-tam, Alexia, să mă bată mama de mint cu ceva acum. Ai venit acum și ai făcut tam-tam. Până acum s-a purtat o discuție foarte normală. Da? Se pare normal că să se fac că vreau zi de să mă bag zi la somn, că se fac reguli noi, că se fac împărțeli noi și eu nu sunt aici, adică mi se pare normal să fim toate. Niște, că mereu se face tam-tam să fim toate. Purtăm o discuție cu un scop benefic. Fim toate, frate. Alexia, purtăm o discuție cu un scop benefic ca să putem să ne organizăm mai bine. Asta este tot. Purtăm o discuție să vedem cum să ne organizăm mai bine, că este cel mai deplorabil sezon în ceea ce privește organizarea la curățenie. Am discutat că de la ora 5, când se termină live, o să ne apucăm să facem curățenie. Nu curățenie generală, curățenie. A, uite, e încă un aspect pe care nu-l știam. Păi, okay. Ți-l aduc acum la cunoștință. Că nu te țineam pe tine fără să știi și noi să ne apucăm și să te uiți la noi. Ce Doamne iartă, mă? Pe mine asta mă enervează, gen... Da, să înțelegeți de ce mi s-a dat. Păi nu. Și de ce am storiile, ca să... De chestiile astea, pentru că iar, uite, iar...
Despre asta e vorba, iar discuții. Ok, nu putea să spună de la început, băi, fetelor, nu suntem organizate, nu suntem de ajuns de organizate, hai să strângem, să ne organizăm altfel. Dar eu când am zis asta, băi, nu suport să fiu băgată în aceeași oală, cum a zis, stes că suntem putor toate. Nu, nu suport să fiu băgată în aceeași oală. Nu, eu am spus clar, eu m-am exclus instant. Pentru că eu mereu mi-am strâns, eu îmi strâng machiajele și dacă dau fund de tempe chiuvetă, eu spăl. Spăl și ăla. După ce mă spăl pe dinți, dau cu mâna în chiuvetă. Hai să încetăm și noi, că pe bune, deja oricum apărăm numai cu chestii din astea. Le place. Pe asta vrei să te mint că le place și lor să apară pe subiecte de astea. Dacă nu le, dacă nu făcea Dita mai tanta Amu și era doar, băi, hai, că știau cum să apară oricum că era Dita mai chestia. Păi s-a început, cred că, de, după amiază. Au vorbit de mesește, deci uite cum e masa aia. Da. Uite cum sunt scaunele. Ați vorbit, de fapt, că eu n-am fost aici. Eu am venit la un moment dat afară cu Laura și chestia asta că vai, că uite cum e. Ea a venit și mi-a zis și a zis că se vorbește da, iar, și da. Și a început iar cu pahare. Eu cred că am spălat toate pahare, nu am spălat doar Simona sau Laura, aici cum s-a zis. Am spălat toate paharele după party. Da. Nu cred că primul weekend aici, adică a doua zi. Simona. Toate am spălat. Păi asta voiam și eu să zic. Eu am fost într-o zi în bucătărie, frate, era morman și le-am spălat pe toate. Păi și eu aseară când am gătit, imediat după ce am terminat de gătit, voi v-am spus la masă, eu am șters blatul și plita. În fine, ideea e că știi ce mă, deranjează este în felul următor. Că se adună după nici nu vine să gătesc, nici nu vine să fac nimic. Așa au mai zis și eu n-am fost de acord cum nici Andrada, nici Ionela să se facă listă la mâncare, să se facă poate anumite persoane nu le place să gătească. Ori nu le place sau poate mie nu-mi place să mănânc ce faci tu. Da. Eu vreau să-mi fac ceva în ziua aia. Și fiecare să-și facă, așa am căzut de comun acord. Da, normal. Doar nu o să facem. Dacă vrea una să facă pentru toate mâncare, și vor da. Să mănânce, dacă vrea una să-și gătească ceva și întreabă dacă vor și celelalte, face da. Pentru toate sau fac două pentru toate. Că e greu un om să faci pentru... Bine, nu e, bine, nu e greu. Da, zic așa, zic absurd, că poate e greu. Doamne ferește. Eu de mâine o să fiu cum sunt eu, acasă, la mine și cam atât. Nu, sincer. Dacă vreți să intrați în gașca mea, vă primesc cu drag. Eu nu înțeleg de unde regulile astea așa peste noapte și tot și... Da, da. Că le apuc așa. Că până acum când am venit eu cu ideea de organizare, nu s-a băgat în seamă nimic. Și au vrut să facem curățenie dimineața și nu au fost de acord nici eu, nici Tez. Nu mai știu cine. Și am zis, bă, facem noaptea. Și a căzut de comun acord să facem între capricii. Gen de la 5 până la 7 să facă curățenie. Nu știu, mai pe mine, sincer, chiar mâncat cu negativ. Eu așa, toate. Pentru că transpirile. Nu suport. Nici Ionela, nu mai suport chestiile astea. Sunt penibile. Pentru că chiar sunt penibile și le facem toate, frate, de favoare. Și intrăm toate în aceeași găleată de penibile. Nu e ok, chiar nu. Părem penibile la televizor pe subiectele astea. Eu acasă să-mi fac curățenie pe bune în fiecare zi. Toată mop, lumea aspirator, face, dar... praf. Eu nu înțeleg, să faci un caz dintr-o chestie din asta, băi, fratele meu... Dar aici, într-un trai la comun... Deci, acel moment când te plictisești, nu mai ai ce vorbi. Da, pe bune, nu mai ai ce vorbi și hai să discutăm, să dezbatem... Nu mai avem timp să ne facem relații, că trebuie să vorbim de curățenie. Spălatul paharelor de pe mese. Hai să mergem cu frig. Mamă, miroase chibritul ăla, cred. Hai, Ionela. Hai, că deja... Deja suntem oricum sub orice... Critică. Critică pe bune. Capricile iubirii. Bun, e problemă cu curățenia, înțeleg. Sau, mă rog, a fost problemă cu curățenia, că la finalul discuției noastre o să spun și că ați făcut curățenia astăzi, da? Bine, hai că am spus-o la început. Dar de ce este problema? Încă nu v-ați împărțit pe... Nu știu, să nu faceți toate odată sau toate deloc. Nu am fost suficient de organizate, cred. Uhum. Laura zicea că abia așteaptă ea, nu? Să fie fata săptămânii. De ce? Vrei să le organizezi pe fete?
Deja ne-am organizat. Știi care e chestiunea, Laura? Tu nu ești nou venită în casă și nu știi care ar putea să fie regulile. Și cred că multe dintre, nu știu, lucrurile cotidiene pe care voi le făceați în sezonul vostru ar putea fi reimplementate. Poate că în sezonul acesta se întâmplă altfel, da. Poate că la voi, la un moment dat, ceva a dat randament. Și atunci... Și noi aseară. I-am cerut sfaturi Laurei. Cum s-au organizat ele sezonul trecut, ca să ne putem organiza și noi în sezonul acesta, pentru că era clar că eram dezorganizate. Dar nu a fost nici, nu a fost chiar atât de grav. Pur și simplu am discutat. Da, deși nu a fost tam-tam, a fost, dar pur și simplu nu s-a dat nimeni. Dar cine lasă toate paharele alea? Cine? Tesi era cea care reclamă. Nu, noi. Nu, paharele sunt lăsate de fiecare la un moment dat, toate am fost neglijente la un moment dat. Și nu e nimic ca să... Asta nu e, nu suntem jigoase, cum a spus Iza, nu asta era ideea. Suntem dezordonate câteodată. Că nu stă nimeni în mizerie, Doamne ferește. Da, este o diferență între a fi dezordine și a fi mizerie. Și până la urmă, cum v-ați organizat? De astăzi ați reușit între cele două emisii, da, nu? Da, da. Între emisia 5, de la Mireasa, deci de la ora 5 și până la ora 7 am înțeles că pot să... Dar nu ne ia maxim jumătate de oră, da, pentru că ne strângem toate. Zilei. Când e atâta timp, pentru că emisia la ora 2. Păi sunt atunci se machiază, se aranjează acum, na? Sunt multe fete care nu vor. Dimineața. Unii au pornirea mai grea dimineață, din cauza asta au și apărut discuții. Exact. Înainte. Seara nu putem pentru că se deschid ușile și mamele dorm și așa am hotărât să facem pe fiecare zi așa și sâmbăta să facem generalul. Da, înțeleg că și astăzi ați făcut generală, că poți să mănânci de pe jos. Așa e de curățenie da, în casă. Necesar, da. Dar cum v-ați organizat, Laura? Tu le-ai organizat pe fete sau le-ai sugerat ceva? Nu, am vorbit între noi. Am vorbit toate. Am căzut de comun acord toate. Okay. Dar noi aveam oricum o listă făcută de când a fost Diana Mireasa săptămâni. Adică nu s-a schimbat nimic. Am continuat în ordinea aia. Doar că acum facem zilnic. Nu mai facem doar lunea și miercurea sau cum era. Și înainte era tot zilnic, pur și simplu nimeni nu voia dimineața. Am luat mai multă inițiativă. Da. Acum, fie vorba între noi, nu puteți să o primiți nici pe Simona cu casa nemăturată când vine la prânz la voi în emisiune. Da. Mi se pare așa de... Da. Da. Cum ar fi eu să vă primesc cu casa nemăturată, nu? Când veniți aici.